președinte de ședință. Vă mulțumesc tuturor pentru toți acești ani pe care mi-ați dăruit. Într-adevăr, în Parlament am învățat un lucru extraordinar, și anume că ceilalți colegi din celelalte partide nu-mi sunt dușmani, ci îmi sunt adversari. Am învățat că nu este bine ca între oamenii politici să săpăm trasee așa de adânci pe care într-o zi, atunci când țara are nevoie de noi, să nu le putem sări. Sunt convins că vă veți duce la rândul vostru mai departe misiunea pe care o aveți. Pe mine, faptul că am lucrat în toți acești ani pentru diaspora, am început încă din 1999 ca secretar de stat și am continuat ca parlamentar. Lucrul alături de acești oameni m-a învățat să fiu mai bun. Pentru mine această misiune a fost o onoare. Voi continua misiunea mea pe un spațiu mult mai complicat și în condiții mai interesante. Nu voi pleca de lângă voi, deși nu voi mai fi aici. Mă veți avea la dispoziție oricând veți avea nevoie de mine. Și sunt convins că vom reuși împreună să ducem România acolo unde este locul. Vă mulțumesc încă o dată din suflet tuturor colegilor mei și sunt convins că vom reuși ca într-o bună zi să ne atingem misiunea cu care am fost dăruiți de Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos!